Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Deja sunt la limita disperării, adică nu mai cred nici într-o minune. Tatiana spune că de mai bine de 5 ani nu poate să facă un pas cu fața descoperită. O simplă plimbare pe drumul din localitate o face să se simtă umilită, spune ea. Coșmarul tinerei de 28 de ani a început de când pe internet au fost publicate poze cu ea în ipostaze intime. Da, m-au umilit mulți prieteni. Pozează-te așa, pozează-te așa, tipa că ai făcut tu singur poze. Tatiana spune că de la apariția celor fotografii în spațiul public, ea nu mai poate să-și refacă viața, nici să lege o relație, nici să se angajeze. Mă spun familia mea, bloc a doua zi, nici nu mă sună, nici nimic. Am lăsat și la visul că ar trebui să-l ating, încă puțin și trebuia să-l ating. Tatiana afirmă că cel care a umilit-o este chiar fostul ei soț. Ce primești de la asta cu pozele mele? S-au început șantajuri, că ne ușit de copilul, că nu știu ce, că... Foarte multe. Umilința de pe internet este doar o parte din calvarul pe care l-ar trăi Tatiana. Astăzi veți afla povestea dramatică a tinerei de 28 de ani, care povestește că este șantajată de fostul ei soț și nu-și mai poate avea copiii în preajmă. Tânăra a cărei istorie vom auzi astăzi se află în platoul nostru. Pentru că subiectul este unul sensibil, noi am decis să nu-i divulgăm identitatea. Tatiana, bună seara! Bună seara! Ai zis colegilor mei că nu mai ai o viață normală de când au fost publicate acele poze cu tine în ipostazii intime pe internet. Spune-ne, te rog, cum anume te afectează asta? Ce se întâmplă acum cu tine? Deseori îmi pierd locul de muncă, nu pot să fac prietenie sau sunt continuu în viața personală, sunt foarte umilită. De cine? De toată lumea, adică nu mai aud de familia mea sau cu niciun interes, doar să mă caute, să mă aibă un prieten și brusc mi-arată poze că uite, acesta e site-ul tău și mă face să fiu descurajată, adică să încetez să mai muncesc acolo unde mi se arată pozele. Au fost cazuri când colegii tăi de la da, servici, și le dădeam explicații și am obosit, vă spun sincer, am obosit să le explic, să le trimit că fostul meu este bolnav, fostul, să le demonstrez că el stă la evidență psihică, că am obosit să-i demonstrez la toată lumea. Eu știu că tu ai crescut la orfelinat. Asta ar însemna că nu ai pe nimeni care să te susțină? Da, chiar n-am avut cine să mă susțină sau să mă învețe că într-o relație căsătorită n-ar trebui să ai multă încredere, că tot ce s-a întâmplat a fost în timpul căsătoriei, adică noi deja eram legal înscriși. Colegii mei au pregătit un subiect despre tine. Hai să te cunoaștem mai bine. Atenție la ecran. Pentru Tatiana, cuvântul acasă este unul străin. Împreună cu cei doi frați ai ei, tânăra și-a trăit copilăria și adolescența la orfelinat. Asta pentru că tatăl lor era violent și consuma alcool, iar mama s-a îmbolnăvit. Suferea de o afecțiune psihică și nu mai putea să-i crească. Mi-am amintesc că era distrusă, adică permanent avea crize de boală. Mereu o lua pe la spitale, ne-a dus, ne-a despărțit ca să nu vedem violența în familie. Tatiana spune că învăța bine la școală. După absolvirea gimnaziului, a început studiile la un colegiu. Din cauza lipsei de bani, tânăra zice că a abandonat învățătura și s-a apucat de muncă pentru a-și plăti chiria. Când am ieșit de la internat, am crezut că viața o să schimbe, o să-mi fac studiile. Și n-am terminat, mi-a fost dificil. De cum a împlinit 18 ani, Tatiana a plecat la muncă în Rusia. Voia să adune bani pentru o locuință. Nici acest plan nu s-a împlinit. La Moscova, fata s-a îndrăgostit de un tânăr din Moldova. La scurt timp, Tatiana a rămas însărcinată. Doar că, de cum bărbatul a aflat despre sarcină, relația lor a luat sfârșit, povestește tânăra. Am crezut că o să fie o mare iubire, dar m-am înșelat. Am prins sarcină și după aceea a spus că nu e copilul lui, că
o să facă dânca. Nu știam încotro să o apuc. În minte că nu aveam nimic, nici bani, nimic, și într-un suflet a venit fratele și m-a salvat. La 19 ani, Tatiana a dus pe lume un băiețel. Tânăra zice că nu va uita niciodată clipa când și-a luat pruncul în brațe pentru prima oară. Și a început după asta să plângă și parcă altfel s-a schimbat, parcă avem mai mult curaj, adică am pentru cine să mai trăiesc, nu s-a terminat viața aici. Pe când bebelușul avea 5 luni, Tatiana s-a avântat într-o nouă relație. L-a cunoscut pe rețelele de socializare pe Anatol. După 2 zile de discuții online, bărbatul a chemat-o cu tot cu copil la el acasă. Și am zis că nu pot, că sunt copil, nu pot să Astiana să ies la întâlniri, că îmi este foarte greu, și a zis că nu-i nimic, accept tot cu copil, și a rămas cam straniu așa. Tatiana zice că a acceptat să se mute la noul ei ales și a pus toate speranțele în acest bărbat. Ei locuiau în aceeași casă cu părinții iubitului. Am crezut că o să aibă cine să mă susține financiar și să-mi salvez copilul. Mi-a arătat în prima lună, a doua, că e totul bine și frumos și totul în roz. După 2 luni de relație, Tatiana a rămas însărcinată din nou. Ea povestește că odată cu această veste, atmosfera din casă s-a schimbat brusc, iar într-o zi, viitoarea soacră ar fi luat-o la bătaie. Și m-a apucat de păr. A zis că altă cearfă sau nu știu cum mi-a zis, ne-a dus în casă. Îți aminti că a încercat să fug de ea și eram cu copilul în braț. Pentru a-și salva relația, Anatol și Tatiana s-au mutat într-o casă luată cu chirie. Tatiana a dus pe lume o fetiță, iar în a doua zi după ce femeia a născut, cei doi s-au căsătorit. Chiar a doua zi după ce ai născut fetița, voi v-ați căsătorit. După asta, relația cu Anatol, cum a devenit? Parcă se străduia să fie mai bine, adică să o evite pe soacra, adică că tot o să fie bine, că nu ne mai întoarcem la soacra. Și... Deci voi ambii înțelegeați că anume soacra ta, mama lui Anatol, era o problemă complice pentru relația voastră? Da, ea mă tăria de păr mereu. Dar după ce ai născut, practic, i-ai adus o nepoțică. Relația cu ea, cu socrii, în general, s-a schimbat? Era mai mult, cum să vă spun, nu știu care ar fi motivul, dar mereu îi spunea în telefon că să se întoarcă acasă, că să nu mai cheltuie bani pe chirie. Lui Anatol sau da, să vă întoarceți voi toți împreună? Toți, adică să venim acasă, adică că eu am și botezat copila fără socri, eram liniștită, eram adică departe de toți, adică am crezut că nu o să mai fie bătaie cum o făcea de soacra. Așa, și v-ați întors? Ați revenit la ea? Da, am revenit și era liniștită. Deci speram lucrurile că s-au schimbat? Schimbat? Un sau pic, doar un pentru pic, o doar un pic. A durat acolo, să vă spun, o săptămână, două, și a început iară să bea, să scoată ochii. Ea avea probleme cu alcoolul? Da, foarte des, foarte des. Mergea și desculță, ieșea pe poartă, făcea gălăgie cu vecinii. Totuși, am aflat că tu ai fost condamnată la un an de pușcărie cu suspendare. Da, la început vreau 3 să mă bage cu totul. Pentru ce? Pentru că a spus că eu i-am bătut pe ei, dar ei ambii au sărit peste mine și eu la țipătul la băiat am ieșit din baie, că nu ieșeam deloc la criza care o avea ea și era în stare de ebrietate. Din cauza certurilor cu soacra ta și acestei situații, relația voastră cu Anatol a fost afectată? Da, foarte mult. El cum se purta în aceste situații? Foarte agresiv. El mă bătea, scotea cuțitul, scotea electroșocul. O apăra mai mult pe soacra și pe mine tot mă bătea și mai tare. Mă duceam chiar și la muncă cu vânătăi. Mă ducea cu motocicleta, mă aducea, făcea probleme la muncă, încalcula orele. Hai să vedem ce le-ai povestit anterior colegilor mei despre asta. Atenție la ecran. Ne-am dus noi deoparte, am mai stat până aproape să nasc. După aceea am născut, am mai stat o perioadă, dar am stat bineșor la chirie, aparte de soacră mea. Când s-a terminat finanțele,
După ce am revenit înapoi, el s-a plâns la maica sa că e greu și să revenim înapoi la ea. Revenind, parcă bine, iar avea crize de băutură și țipete și nu știu ce și mi-a spus că nu mai pot să stau. Am rugat-o pe ea dacă poate să stea cu copiii și pe fostul și să mă duc eu la muncă. Eu renunț și mă duc la muncă. M-am angajat oficial la copii la internat. Acolo mi-am găsit refugiul meu să fug de acasă și îmi vinea și îmi controla banii de pe card. Mă ducea și mă ducea de la lucru cu motocicleta să nu mă duc la rutiere. Atât de gelos. Mi-am zis că ori divorțez, că deja era culmea. Mi-era rușine să mă urc o rutieră, că mă duceam și cu lumea din sat care lucram. Și m-a săturat să mă bârfească, să mă spună că zbună-t la cot când mă dezbracă, zbună-t cam și poze cu vânătăi și buza ruptă. Am scris cereri de eliberare, eu mi-am făcut pașaportul, eu am lăsat cardul tot, i-am zis că nu vreau, ia salariu, fă ce vrei, numai să mă duc psihotare la muncă. Căutam pe internet muncă la Germania, muncă la Italia, muncă nu știu ce și tot așa și îmi scrie unul, ci ca un român. Muncă la Germania, plătit bine, lunar, cu hrană, cazare și am acceptat. Tatiana, totuși ne-ai spus că atunci când ai plecat în Germania, situația ta s-a agravat. Da, eu am rămas șocat. Eu am rămas șocat că, nu știu cum și de unde, pe internet, adică am controlat fiecare pas cu cine vorbesc, cu cine am legătura și straniu că m-a obligat să ies cu alți români să facem ceea ce nu se poate, adică contra legii, adică l-a furat haine scumpe sau ceva genul ăsta. Și să vedem ce ne-ai povestit despre asta. Atenție la ecran. Tatiana povestește că înainte de plecarea ei în Germania, fostul soț a discutat cu cetățeanul român care i-a promis locul de muncă la Sera de Legume. Tânăra își amintește că Anatol a fost de acord cu plecarea ei. Cum și mai cum s-au găsit ei legătura. Femeia zice că în loc de Sera cu Legume, ea a ajuns în mâinile unor bărbați periculoși. Tânăra își amintește că a primit de la ei acte false și era impusă să fure. A rămas șocată. La început m-a forțat să merg cu ei la furat haine de branduri, de nu știu ce. Genți, încălțăminte. Eu zic, cum? Să eu mă fac roșie, nu mă pot. Tatiana povestește că s-a plâns soțului ei despre capcana în care ar fi ajuns. Acesta însă i-ar fi zis să mai rabde. Dar pe zi ce trecea, lucrurile se agravau. Din spusele femeii, ea era impusă să bea pastile și să se prostitueze. A fost o atrămas un pașaport român. A atrămas un carton român ca pe mine să mă ia în destea. Unde se duc toate fetele și fac servicii. Să mă duc să fac lucruri și mai murdare, ca să prănesc tipa plăcerii și venit și bani mulți și vacanțe, că nu știu ce. Și unde s-au început șantajuri, că ne uși de copilul, că nu știu ce, că foarte multe. Le turna în băutură, îi șantaja, punea pastile. Dar ție ți era sete, ce să faci? Tatiana povestește cum își ruga soțul să o lase să vorbească cu copiii lor, doar că bărbatul, potrivit Tatianei, îi cerea în schimb imagini cu ea în ipostaze seducătoare, așa că tânăra se fotografia în lingerie intimă sau dezgolită. Mă punea el să-i fac, să mă îmbrac, să asteană, numai să-mi văd copiii, că stau 2-3 minute cu ei să vorbesc, însă că nu ți-e dau să vorbești, până nu te îmbraci sexy pentru mine și nu știu ce acolo. Tatiana își amintește că la prima ocazie a fugit de la traficanți. A ajutat-o un cetățean olandez care l-a cunoscut într-un magazin, spune ea. Țin minte că am aruncat pașaportul, așa, într-un raft. Și s-a plecat unul, ce că să ne-l dă înapoi. Dar și s-a uitat în buletin, în pașaportul acela. Dar am crezut că o veșnicie a durat. Tatiana zice că acel olandez care ar fi salvat-o din mâinile traficanților a ajutat-o cu bani pentru ca ea să se întoarcă acasă. La revenire, primul gând al femeii era să divorțeze. Starea mea era oribilă. Vin și-mi iau copiii și scap de el. Adică să dau la divorț și scap de el. Dar n-a fost așa. El a reușit a dat înaintea mea la divorț. Înaintea mi-a dat la alimente. Tot a fost pregătit deja.
Psihologa Daniela Feldman și avocata Violina Munteanu ni s-au alăturat în platou. Expertele au analizat situația în care a ajuns Tatiana și au venit să ne spună concluziile la care au ajuns. Bună seara, fetelor! Bună seara! Bună seara! Ați auzit ce am auzit și noi până acum și vreau să vă aud părerea. Ce credeți despre tot ce ați auzit? Din păcate, ea este reprezentanta unui portret de suferință încă din copilărie. De obicei, persoanele care nu au avut o copilărie cu susținerea părinților, o copilărie în care au înțeles ce înseamnă dragoste, ce înseamnă protecție, ce înseamnă atitudine pozitivă față de tine ca copil, ca om, ca identitate, foarte des ajung să fie victime pe tot parcursul vieții și de parcă de fiecare dată în aceeași capcană nimeresc și mă aud că ea, da, cumva este de acord cu mine. Ascultând istoria și mai ales auzind despre faptul că ea s-a încrezut în acest bărbat și a mers în această relație, cumva el i-a oferit inițial senzația că va avea grijă și de ea și de copil, chemându-o să fie împreună cu el, cred că asta a fost un credit de încredere pe care ea l-a oferit lui, dar ulterior, după cum vedem, iarăși a suportat violență și emoțională, și psihică, și fizică. În momentul în care a fost indus în eroare că îi se va oferi peste hotare un loc de muncă, dar de fapt a prestat alt tip de servicii, nu avea decât să depună o plângere la poliție, pentru că de la asta se începe. În momentul în care tu ești cumva dus în eroare, dar de fapt ești traficat, urmează să adreseze organelor de drept pentru a studia și a cerceta acest caz și în final să stabilească dacă a fost comisă o crimă sau dacă nu a fost comisă o crimă. Hai să întrebăm, asta, Tatiana, tu ai avut posibilitatea să mergi la poliție? Am scris foarte multe chiar în acel sat. Am scris multe. Am încercat și de la muncă să mă ajute doamna care se ocupa de copii, cu copii cu dizabilități. Tu vorbești de Germania sau... Nu, noi vorbim acum de Germania. Acolo unde ai zis că te-au ademenit la o seră de flori, dar de fapt seara de flori s-a transformat într-un bordel, nu? Da, vă spun... Asta era. Vreau să te întreb, acolo tu puteai să mergi la poliție? Sau nu, poate... că nu cunoșteam limba. Cum să mă duc să spun? Bună ziua! Am pățit ceva, nu, n-a fost ideea asta. Pe lângă necunoaștere limbii, mai erau și alte impedimente? M-am adresat pentru că aveam foarte multe șantajuri. De exemplu? De la fostul, că mi-a ucis de copilul, că... Deci ca să înțeleg, el te șantaja ca să ce? Ca tu să nu pleci din acel bordel? Da, da, să fac în continuare, adică să ne aduc venit. Tu când ai revenit din Germania, ai reușit să vii acasă. Tu ai revenit acasă, la Anatol, la copii? Da, da. Atunci încă pentru voi relația voastră mergea? Voi erați încă soț și soție? Cu Anatol, da, era soț și soție, da. Și ai revenit la el? Da. Și la copii? Ai avut acces atunci la copii? Da. Păi și atunci despre ce șantaj vorbeai? Că tu zici că mi era frică de... Șantaj pentru că, copii. Pentru că, vă spun, când am ajuns eu acasă, fostul soț tăcea și dădeam să fac ceva cu copiii, să mă joc, mă umilea în tot felul, cu tu, eu știu, în tot felul, mă făcea urât. Și eu n-am mai suportat, zic, hai să facem o schimbare, adică eu să mă duc să învăț școala auto, să ne meargă lucrurile mai bine. Că nu mai vreau să mai plec, că las să duc altcineva sau... Că nu mai vreau, că am obosit, că nu mai vreau. S-a început cearta cu soacra. A început să mă bată, să-mi zic că ești în tot felul din ogradă. Și pe urma a doua zi m-am trezit și cu un document în față că este divorțul deja. Tu nu știai că sunteți divorțați? Nu. Păi dar cum a fost posibil să divorțați fără prezența ta și fără semnătura ta? Probabil că m-a chemat de multe ori în instanță ca să dau divorțul. Asta înseamnă că tu n-ai vrut să divorțezi sau totuși tu ai mers în judecată? Da, eu am mers spre divorț, da. Că eu... Păi ai semnat niște documente, ai trimis o cerere? Nu, am venit să dau la divorț. Cum? Am venit să dau, adică eu i-am spus că nu mai vreau să trăiesc cu tine, că tu ești violent. Așa? Da. Dar el ți-a luat-o pe dinainte? Da. Și deja avea totul gata. Păi dar ați locuit împreună o perioadă după da, ce ai revenit. Puțin, puțin. Și atunci puțin. Cum se întâmplă? Că vrei să dai la divorț, dar deși locuiai cu el?
Eu nu locuiam cu el. Mereu plecam, pentru că el pe mine mă șantaja cu poze, zice, du-te. Tu spui că erai șantajată, dar în același timp revii la soțul tău și stai cu el. Spui că relația era cum era, tu stăteai într-o casă și cu el și cu soacra, dar în același timp el îți spunea de divorț. Tot atunci spui și tu că de fapt ai venit acasă să-ți rezolvi problema cu copiii și să dai la divorț fără să inițiezi un proces ca să te pomenești cu o hotărâre de judecată. Undeva te contrazici în ceea ce zici tu. Mă așteaptă ceva mai groaznic pentru acele poze. Când ultima oară ți-ai văzut copiii? Rezolv problema cu soacra și să-mi iau copiii. Este groaznic, absolut groaznic și este iresponsabil. Eu cred că tata face abuz de drepturile sare părintești, dar mama nu le folosește în deplină măsură. Nu mai plânge atâta. A venit momentul să aflăm cum răspunde fostul soț al Tatianei la acuzațiile ei. Tatiana spune că de mai bine de 5 ani nu poate să facă un pas cu fața descoperită. O simplă plimbare pe drumul din localitate o face să se simtă umilită, spune ea. Coșmarul tinerei de 28 de ani a început de când pe internet au fost publicate poze cu ea în ipostaze intime. Nu pot să fac prietenie sau să continui viața personală. Nu mai aude familia mea. Brusc mi-arată poze că, uite, acesta e site-ul tău și mă face să fiu descurajată, adică să încetez să mai muncesc acolo unde mi se arată pozele. Tatiana afirmă că cel care a umilit-o este chiar fostul ei soț. Vă spun sincer, am obosit să le explic, să le trimit că fostul meu este bolnav. Foarte agresiv, el mă bătea, scotea cuțitul, scotea electroșocul. Tu ai avut posibilitatea să mergi la poliție? Am scris foarte multe. Am aflat că tu ai fost condamnată la un an de pușcărie cu suspendare. Da, la început vreau trei să mă bage cu totul. Pentru ce? S-a început cearta cu soacra. A început să mă bată, să zic că ești în tot felul din ogradă. Și pe urma a doua zi m-am trezit și cu un document în față că este divorțul deja. Umilința de pe internet este doar o parte din calvarul pe care l-ar trăi Tatiana. Astăzi veți afla povestea dramatică a tinerei de 28 de ani care povestește că este șantajată de fostul ei soț și nu-și mai poate avea copiii în preajmă. A venit momentul să aflăm cum răspunde fostul soț al Tatianei la acuzațiile ei. I-am propus să vină în platoul nostru, însă el a refuzat invitația. Așa că vom auzi o înregistrare a declarațiilor sale. Eram singur și am făcut cunoștință, zic, pentru viață. Dar așa a fost. Prima lună parcă nu avea simptomele astea, până și n-am văzut odată că servește alcool. Grăie între iurea și... Adică nu este, era om normal, adecvat, sănătos complet. În 2016, așa. În 2016, când copilul avea 2 ani și o leacă, câteva luni, ea ieșea la orhicat, la durcă, căroce, la casa de copii cu handicap. Și i-a luat telefon senzor cu astea și a ieșit în rețele sociale. Și plus minus după o lună de zile, a venit de la durdomul ăsta, de la casa internat, spunând următoare: Tolea, vrei tu ori nu vrei tu, îmi permiți tu ori nu permiți, dar oricum eu plec în Germania. Dacă tu nu-mi permiți, plec eu la Germania, eu dau la divorț, copiii rămân cu mine, logic, eu sunt mamă. Îi dau la orfelinat, unde am fost și eu, și oricum plec. Plus, minus, 2-3 stămâni, i-au zis, că nu a ieșit în comunicare. Eu nu știam, a ajuns în Germania sau în altă țară. Și în perioada asta, 2-3 stămâni, i-au făcut apel video acasă, spunând următoarele. Că poți dai la răzvod, că eu n-am nevoie de tine, eu lucrez șalavă în bărdări. Ea nu a plecat în Germania cu acordul meu, dar a plecat cu condiții. Eu nu plecat cu acordul meu încolo, ea, dar plecat cu condiții. Că dacă nu-i permit, e de la divorț și de copiii la orfelinat. Ea că deși i s-o primit ei accesul ca să părăsească țara. Apoi mi-a trimis pozele de la lucru, eu vedeam video cum ea comunică cu clienții, cum clienții intră, cum clienții ies. Eu când am aflat 3 săptămâni că într-adevăr ea lucrează, eu n-am mai vrut să mai comunic cu ea ca soț cu soție. Eu pur și simplu am ținut oficial vă câteva luni documental în certificat de căsătorie cu soție ca să acumulez probele, ca să demonstrez la judecată unde ea a ajuns și ce este.
Tatiana, vreau să te întreb cu ce s-a încheiat procesul de divorț, procesul de judecată. Am căzut în instanță în șoc că a publicat și judecătorul a acceptat pozele care le-a postat pe internet. Deja pentru mine a fost totul distrus și că mă așteaptă ceva mai groaznic pentru acele poze. Copiii cu cine au rămas? Într-un moment mi-a venit doar o soluție, ca să-mi las copiii temporar, să-mi las, așa și am pronunțat, temporar, ca să-mi rezolv problema cu soacra, ca să-mi fac o casă și să-mi iau copiii. Ca să înțeleg, tu benevol ți-ai lăsat copiii cu fostul tău soț? Da, benevol. Sau a fost o decizie a instanței? A fost și decizia instanței. Tu le-ai spus colegilor mei că, totuși, chiar dacă ai decis inițial, Anatol nu este în stare să crească doi copii, pentru că are o problemă de sănătate. Da. Despre ce anume ai vrut să ne vorbești? Mai târziu am aflat adevărul, că nici nu eram sigur că el este bolnav sau se preface. Anterior mi-a spus că cu fosta soție avea probleme și că a băgat în pușcărie 5 persoane care l-au bătut pe el și a căzut în comă. Așa? Și nu înțelegeam că e sănătos sau că se preface, nu eram la sigur că această boală într-adevăr să fie așa cum e scris de medic. Dar ce boală? Psihică, craniu cerebral, grav exploziv. Tatiana, noi l-am întrebat și pe Anatol despre starea lui de sănătate. Hai să auzim ce ne răspuns el. Eu în 2011 am avut un accident, am fost în comă. Eu nu mă pot încadra încă în muncă oficial, că sunt grupat, am gradul 2. După cazul, după accident. Aveți o diagnoză, ceva cu... Adică că am fost traumat și am fost în comă. Eu nu sunt bolnav, eu nu sunt invalid. Pur și simplu mi s-a dat gradul ăsta după accident. Să nu înseamnă că eu, la moment, la mine judecata nu este adecvată sau nu pot să iau să fac o muncă oarecare. Tatiana ne-a pus la dispoziție certificatul medical al fostului ei soț, pe care am rugat-o pe Daniela Feldman să-l studieze. Daniela, vreau să te rog să-mi spui ce de fapt scrie în acel document. Cu concluziile medicului, în care medicul îi explică că Anatol, de fapt, suferă într-adevăr de o tulburare psihică și cu toate că de o perioadă foarte îndelungată de timp și odată în an sau la jumătate de an se consultă sau este necesară consultația medicului. De obicei, această boală este compensată. Ce înseamnă compensată? Este că am avea impresia că el este social adaptat, că el este o persoană normală. Cred că și din acest motiv ea nu a observat din start că ceva nu este bine. Însă, din cauza traumatismului care a avut loc la nivelul creierului, dacă am explicat mai simplu, este ca un scurt circuit care odată la o anumită perioadă se repetă. Și repetarea acestui scurt circuit îl face pe Anatol să devină foarte agresiv. Din păcate, cum descrie medicul manifestarea acestei tulburări, este că el devine foarte agresiv la orice impuls din exterior care poate să-l scoată din stabilitatea lui. Deci, păi asta nu ar însemna că și copiii care cresc lângă el ar fi în pericol? Păi asta am vrut să spun, că faptul că sunt doi copiii sunt de o vârstă în care încă ei au foarte multă energie, au foarte multă activitate, la orice acțiune a copiilor, el ar putea să explodeze, da? Să aibă un comportament agresiv, exagerat și cu consecințe destul de grave. Dar vreau să înțeleg, de ce instanța a decis ca copiii să rămână cu domiciliul la tatăl lor? Pentru că de obicei instanța cumva pledează pentru mama. Da, instanțele de regulă pledează pentru a se stabili domiciliul cu mama. În cazul acesta, cererea de stabilire a domiciliului de divorț și încasarea pensiei a fost înaintată de tatăl copiilor. Ceea ce înseamnă că o altă cerere din numele mamei, în acel moment, în acel proces, nu a fost înaintată. Deci instanța a avut spre soluționare doar cerințele tatălui.
La stabilirea domiciliului copilului se iau în considerație mai multe circumstanțe, precum personalitatea părinților, dacă au un domiciliu, dacă au anumite venituri. Atâta timp cât mama ducea un mod de viață amoral și tata cumva proba chestia asta prin niște poze. Prin acele imagini. Da. Asta influențează. Evident că influențează. Și este o chestie care are un rol extrem de important, pentru că copiii sunt lăsați cu unul din părinții care se ocupă de educația lor și de creșterea lor și trebuie să le ducă un mod de viață sănătos și bine educat. Și atâta timp cât se probează faptul că unul din părinți ar putea influența la creșterea și educarea copilor nu în măsura necesară sau ar putea să înveți acei copii. Deci, ca să înțeleg, acele poze sau acele imagini despre care ne vorbește Tatiana au fost practic decisive. Ar fi putut fi un motiv, plus la toate, dacă dânsa nu dispune de un loc de trai, nu are o casă pentru a-și crește copiii, la fel acest lucru este extrem de important. Atâta timp cât tu nu ai o casă și nu ai unde să-ți crești copiii, instanța va lua în calcul posibilitățile celuilalt părinte. Și până la urmă, hotărârea de stabilire a domiciliului nu este o hotărâre care privează unul din părinți de care va drepturi. Tu ai aceleași drepturi exact ca tatăl copiilor. Acolo vroiam să ajung, pentru că, din câte știu eu, judecătorii au stabilit un grafic de întrevederi. Da. Asistența socială. Asistența. Mai exact, da, asistența socială, după decizia instanței. Este un grafic, da, conform căruia tu poți să mergi să-ți vizitezi copiii. Ce spune acel regim? De câte ori tu poți să acel regim a fost încă cu o cerere la asistența socială, că conform graficului meu de muncă, două peste două, nu mă încadrez în fiecare weekend ca să îmi iau copiii. Și la posibilitatea mea, eu le accept graficul lor care l-au făcut. Și deci, când cade weekend, am posibilitatea, plec să-mi văd copiii. Adică nu nimeresc în 4 ore în weekend să mă duc să-mi văd copiii. Iese de 2 ori. De vineri până duminica sau sâmbătă. Așa, dar duminică. De fapt tu poți vezi, da. Să-ți vezi copiii în fiecare weekend, da. În fiecare săptămână. Da. Totuși, din câte am înțeles, tu accesul foarte tău greu. La foarte copii este îngrădit? Da. Sunt cel puțin 3 apeluri pe lună. Vă spun sincer, sunt 3 apeluri pe lună. Hai de la început. Când ultima oară ți-ai văzut copiii? În ianuarie, să zicem, când le-am dat telefonul și s-a întors copilul și s-a dus în ogradă, în curte. Atât? Da. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre Tatiana, o tânără de 28 de ani, care afirmă că fostul ei soț i-a tras o capcană oribilă. După ce ar fi participat la traficarea ei, bărbatul a divorțat de ea și i-a luat copiii. Coșmarul nu se termină, se plânge Tatiana. Tânăra afirmă că fostul ei soț distribuie fotografiile ei în ipostaze intime pentru a o umili și a o ține departe de copii. Mai mult, femeia povestește cum bărbatul manipulează copiii. Acum 2 ani, Tatiana a primit de la fostul soț o înregistrare video în care fiica lor recită o poezie. Femeia susține că versurile rostite de copilă sunt o dovadă clară că fostul soț a montat micuții împotriva ei. Să vedem despre ce este vorba. Asta e ziua ta. În zi vreau să spun o poezie. Mama mea e suși pentru bani de copii nevoinare, dar te întoși de durar. Dacă ne uităm în ochișorii copilului, vedem că copilul chiar a învățat pe de rost și nu are nicio emoție pe față. Respectiv, copilul nu înțelege cuvintele pe care le spune, dar cu siguranță a fost învățată această poezie, da? Cineva l-a învățat aceasta, a învățat-o pe fetiță această poezie și gesturile care urmează după această poezie. Faptul că copilul nu mișcă ochii și nu are mimică pe față atunci când spune această poezie, spune că nu are nicio trăire, așa că nu mai plânge atâta, că copilul nu înțelege ce a spus, este dar cu siguranță montat. Dar ce a fost învățat acest este copil? Groaznic. Este groaznic, absolut groaznic și este irresponsabil, indiferent cât de rea ar fi mama ea, pentru că noi oricum nu putem acum să vedem trecutul, viitorul și sufletul acestei femei și relația ei cu acel bărbat sau cât de bun sau rău este el. Dar ceea ce face el,
cu siguranță ne demonstrează că el face un abuz emoțional, o violență emoțională asupra copilului. Tu vorbești de el, de tatăl acestei fetițe. De tatăl acestei fetițe, indiferent ce relație. Tu ești convinsă că anume el a învățat-o pe fetiță, această poezie, acest gest? Păi el este tuturile copilului și el este cel care a fost ales de instanță să aibă grijă de acești copii. Dacă copilul face filmulețe pe un aparat de luat vederi sau pe un telefon, înseamnă că el este cel responsabil de acest proces. Și toate întrebările sunt la el. Și vreau să spun că este groaznic, pentru că este o violare a emoțiilor, a copilăriei, a psihicului acestui copil. Din astfel de copii se creează psihopatii pe viitor la maturitate. De la Direcție de Asistență Socială din raion, am aflat că familia se află în vizorul autorităților din anul 2017, după divorțul soților. Instanța a decis că minorii vor locui cu tatăl, iar mama va achita o pensie alimentară în valoare de 2000 de lei. În anul 2018, după ce Tatiana s-a plâns că fostul ei soț nu-i permite să se vadă cu copiii, a fost stabilit un plan de întrevederi. Iar acum, vă invit să vedeți cum autoritatea a reacționat la filmulețul cu poezia pe care l-am văzut mai devreme. În 2020, mama copiilor a prezentat Direcția Asistență Socială o spot, o probă video, spunându o poezie cu cuvinte necenzurate mamei. Ne-am autosesizat, în aceeași zi am sesizat organele de drept. Pe marginea cazului de violență psihologică asupra copiilor este deschis dosar penal, nu este finisat, nu este dovedită vinovăția tatălui. Am convocat o ședință în cadrul direcției, la care am audiat și tatăl. Tatăl a scris o explicație că el nu și-a dat seama de care o să fie urmările. Nu știu, a crezut că este o glumă. Mai mult că atât au vrut să răzbunem pe mamă. Avem evaluarea psihologică a ambilor copii, la care psihologul ne spune că copilul cel mai mare din 2013 nu o să lasă influențat, are o poziție foarte bună față de mamă, dar fetița care a recitat poezia fiind mai mică, a fost influențată de tată. Despre mama vorbește foarte pozitiv, vor la mama, adică copiii sunt dispuși. Tatăl nu influențează, nu pot influența ca copiii să nu dorească la mamă. Nu am identificat la moment un risc iminent pentru copii. Și atâta timp cât tatăl nu este recunoscut vinovat pe cauza de abuz psihologic, copiii urmează mai rămână în familia dată. Echipa noastră a încercat să afle de la procuratură la ce etapă se află investigarea acestui caz. Oamenii legii nu au răspuns solicitării noastre nici până în ziua înregistrării emisiunii. Violina, tu cum crezi? De ce timp de aproape 2 ani oamenii legii, uite, așa și nu au luat nicio decizie? Eu am o părere mult mai largă pe acest subiect și o să vă explic de ce. După mine, în cazul Tatianei, eu cred că tata face abuz de drepturile sale părintești, dar mama nu le folosește în deplină măsură. Pentru că în momentul în care s-a stabilit domiciliul copilului cu tata, nu înseamnă că tu ești privată de drepturile tale ca mamă. Tu poți participa la educarea, creșterea și îngrijirea copiilor tăi în aceeași măsură de plină cum o face tata. Faptul că ai un grafic de întrevederi cu copiii și tu nu-l respecti, tu nu te duci în zilele care tu ai dreptul să mergi acolo, te privește pe tine, e doar problema ta personală. Dacă tu ai un loc de muncă și respectiv nu te poți conforma acestui grafic de întrevederi, nu ai decât să mergi la asistența socială, depui o cerere și respectiv acest grafic îți este schimbat. Tatiana, tu ai zis că soțul tău te împiedică să te vezi cu copiii, chiar uneori și să vorbești cu ei la telefon. Da. L-am întrebat și pe el de asta. Hai să-l auzim pe el, ca să avem cele două părți. Eu nu le interzic. Ea la ziua de azi nici nu vrea să vie, pentru că ea când vrea să vie, vorbește cu copiii. Și dacă copiii nu vor să vie, să duc cu ea, ea nici nu vine. Ea nu are casă, Chișinău tăți o alungat-o și de pe la acasă pământ, la chirie. Dar la cine nu știu. Probabil că poate să iei, dar copiii nu vor să ducă. Eu să-i forțez, cum desăla să-i îmbrac, duceți cu mama? Să fie copii acasă, iar mesajelui că au fost traumați. Nu este adevărat. Eu copiii îmi iubesc, eu îi distrez permanent.
eu am un refuz de la asistența socială, că nu a putut să-mi fac un grafic două peste două când am eu posibilitatea, dar i-am spus că îi respect graficul care a fost făcut de ei. Am un refuz oficial că dar nu el poate spune, să-mi intervine el, mie el cumva insistă asupra faptului că copiii nu vor să vorbească, ei nu vor să vorbească cu tine. Tu ce crezi despre asta? Ei deja sunt manipulați bine. Foarte bine. Zi-mi, te rog, Tatiana, dar de câte ori îți suni copiii? Da, eu îi sun mereu. Îi sun mereu. Mereu ce înseamnă? Zilnic, o dată pe săptămână, în fiecare sâmbătă, când? Vă spun sincer, am două săptămâni de când nu pot să-i sun. Nu de că ce? Nu aș vrea, dar mă doare sufletul când aud aceleași vorbe. Tatiana a încercat să-și sune fiica de față cu echipa noastră. Fetița are acum 8 anișori. Haideți să auzim cum i-a răspuns copila. La mami, când vii? Când aici e cald. Când aici e cald? Dar acum cum e afară? E soare? Când aici e afară, când aici e vacanță. Când aici e vacanță, dar acum? Dar vrei la mama? Nu, când aici e vacanță, dar de ce m-ai blocat? Zic, dar vrei la mami? Nu știu. Ce vrei să faci vinerea după școală? Vinerea? Da. Să mă joc afară. Dar cu mama, nu vrei să mergem în oraș? La jocuri? Mm-mm. De ce? Tata nu dă voie. Ah, asta e motivul, da? Uh-huh. Și tu așa faci cu mine? Mie tot mi-e dor de tine, nu v-am văzut foarte de mult, mai ales la ziua ta nu te-am văzut, n-ai mai ieșit cu mine. Din toamnă n-ai mai ieșit cu mine. De ce faci asta? Tata nu-mi dă voie. Colegii mei au prezentat această înregistrare și la asistența socială din raion. Iată ce răspuns am auzit acolo. Noi am înregistrat o discuție cu ea și voiam să vă întreb, iată, copilul spune clar că tatăl nu-i dă voie să... Tatiana sună. Dar cu mama, nu vrei să mergem în oraș? La jocuri? De ce? Tata nu dă voie. Mama dă întrebări provocatoare. Asta este greșeala părinților când au între ei conflicte. În instanță de judecată, și asta este ca probă, conform procedurii intersecționale de cooperare în cazul copiilor victime abuzului, deja conform legislației, Direcția Asistență Socială o să iei toate măsurile de evaluare a posibilului abuz psihologic din nou a copilului din partea tatălui. Trebuie de lăsat și de sperat pe faptul că ei se vor autosesiza în momentul în care tu lupți pentru un drept al tău, ca de exemplu mama copilului, dacă pretinde că îi se încalcă un drept, ea trebuie să meargă să depună plângere, că uite, tatăl copilului influențează copiii și respectiv mi este încălcat acel grafic din TVD. Această înregistrare ar putea fi cumva o dovadă? Ar putea. Și în acest caz ar putea întocmi un proces verbal prin care tatăl va fi sancționat cu amendă pentru faptul că încalcă acel grafic de întrevederi. Echipa noastră a însoțit-o pe Tatiana la Inspectoratul Național de Investigație pentru a anunța oamenii legii despre situația prin care trece femeia. Polițiștii au înregistrat cazul și au chemat-o pe tânără la audieri. Deocamdată însă nu ne-au putut spune ce alte măsuri au fost întreprinse până acum. Nu știu, Tatiana, poate ceva tu ai aflat? N-am aflat. Până a veni în platoul nostru. A spus că să mai cheme încă o dată la audiere, dar el a intrat în rușine în pământ și ascundea chipiul. Cine? Polițistul? Domnul care mă audea. Dar de ce rușine? A zis că prea multe dovezi am acumulate deja. Deci fiecare acțiune făcută ea trebuie asumată și trebuie să conștientizăm foarte clar că orice pas făcut, chiar și expederea celor poze, cauzează consecințe, care pe urmă poate cumva să-ți complici viața. Dar dacă tu continui să lupți pentru copiii tăi și vrei să te implici în creșterea, educarea lor, nu ai decât să o faci prin acțiuni clare și concrete. Și atâta timp cât sesizezi că sunt cumva încălcate sau îngrădite aceste drepturi, unica ta salvare este să mergi să depui plângeri. Doar dacă o spui verbal că am fost, am făcut sau am să fac, asta nu o să te salveze nici ca acum. Trebuie cu acțiuni concrete. Și respectiv să-ți organizezi, nu știu, să-ți faci un loc de trai unde poți duce acei copii. Pentru că ăsta este un aspect extrem de important. Și în momentul în care condițiile de trai a tatălui
chiar care învață poeziile care le-am văzut mai devreme, vor fi mai bune decât ale tale, oricare instanță de judecat o să lese copilul în casa unde sunt condiții bune de trai. Și respectiv, eu ți-aș recomanda în primul rând să fii sincer cu tine. Da, eu pentru sincer. Că asta este foarte important. Și atâta timp cât tu încerci să redai o imagine, dar din ceea ce spui îți creează o altă impresie, crede-mă că și instanțele de judecat și organele de drept înțeleg și văd chestiunea dată. Da, și de asta nu mă crede nimeni. Pentru că eu încerc să le spun și în instanță că el și-a bătut joc, nimeni nu crede. Nimeni nu te crede, eu te cred. Sincer, te cred. De ce nu eu te cred și vreau să apreciez că tu ești o luptătoare și chiar cred că în toate care tu le-ai enumerat, toate acțiunile pe care le-ai făcut și chiar cred că ești o mamă bună și ai putea să oferi, de exemplu, copiilor tăi o altă viață decât ai avut-o tu și o altă soartă și o altă construcție și o altă viziune de sine. Dar ce aș vrea să-ți recomand? În primul rând, nu mai intra în capcane. Nu juca jocul oamenilor străini. Creează-ți jocul tău. Fii șireată. Organizează-ți lacrimile pe care tu le ai. Da, sunt lacrimi de suferință, dar ele nu aduc rezultate. Faptul că se postează poze, știi, este așa o vorbă, câinii latră, carul merge. Păi fii carul ăla care știe drumul și merge. Pentru că, posibil, domnul Anatolie are o paranoia. Tu ai menționat că el este destul de gelos era, da? Posibil că el are alte tulburări. De ce noi cu o persoană care are niște schimbări la nivel psihic am vrea să-i demonstrăm ceva, am vrea să-i spunem ceva? Tu setează-ți două, trei poziții, două, trei puncte pe care tu să mergi și nu te mai lua de ce spune ăia, de ce impresia are polițistul că și-a pus chipiul că n-a mai văzut femei goale în viața lui. De fapt, ca concluzie, să fim sinceri, da, polițistul s-a rușinat de tine goală, mare treabă. Fiecare trebuie să-și facă munca și tu ai un scop și mergi spre scopul tău. Noi vom urmări în continuare acest caz, vom aștepta un răspuns de la Inspectoratul Național de Investigații, dar și de la Direcția de Asistență Socială. Aici încheiem, liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.